suprarealismul se manifestă prin atașarea de lucruri, fenomene, situații, persoane, de atașarea unor calități sau unor dimensiuni care nu corespund realității și care sunt produsul imaginației. Cum se întâmplă de foarte multe ori, noi nu vedem neapărat ceea ce este, ci vedem ceea ce suntem și vedem ceea ce am dori să vedem sau auzim ceea ce am dori să auzim, lucru care se desparte într-o mai mică sau mai mare măsură de realitate. Persoana care adorme la volan și care moare într-un accident oribil și poate omoară și pe alții, spunem noi că este victima somnului. Dar nu este victima somnului, este victima ideii lui despre somn la volan. El are ideea că se poate și conduce și dormi. Și cu cât îi merge lucrul acesta, cu cât i-a reușit un astfel de experiment, cu atât se simte mai încurajat să continue. Ceea ce îl ucide pe omul acesta și pe și victimele lui este de fapt nu somnul, nici traficul de pe șosea, nici mașina care vine din sens invers, ceea ce îl ucide este ideea sau dimensiunile pe care le atașează el trăirii lui la volan. El crede că poate să conducă și poate să doarmă în același timp. Fiecare astfel de ocazie, când o astfel de idee ocupă mintea noastră, deschide drumul spre o destinație atât de nedorită pentru noi. Lucrul acesta nu se aplică doar la ideea de somn la volan, ci el se aplică la orice altceva, la ideea de călătorie, de căsătorie, de afacere, de oricare alta. Așadar, astăzi să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, în ceea ce gândesc eu despre lucru pe care vreau să-l fac, cât este realitate și cât este suprarealitate, cât este imaginație, cât este adevăr și cât este dorința mea atașată acestui lucru. Numai Dumnezeu te va ajuta astăzi să faci deosebire între aceste două lucruri.